Președintele României a stat la dreapta lui Biden în timpul summitului NATO. Iohannis a ales cu o promisiune după ce l-a invitat în România pe liderul de la Casa Albă. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, spune că articolul 5 al alianței se aplică și pentru spațiu. Cine atacă un membru va fi înfruntat de întreaga alianță nord-atlantică. Riscul de spitalizare este dublu la cei infectați cu varianta Delta a coronavirusului. Pentru persoanele imunizate cu schema completă, riscul de spitalizare este mai mic cu 72%. India deschide Taj Mahal săptămâna aceasta. Vizitatorii trebuie să respecte reguli stricte, să nu atingă suprafețele din marmură și să calce pe un covor cu dezinfectant. Anul acesta se vor vinde cu 12% mai multe telefoane ca în 2020. Firma de cercetare a pieței Canalys estimează că vor fi cumpărate 1,41 miliarde de smartphone-uri.